Bună dimineața! Vă salută Tatiana! Astăzi, așa cum am promis, voi începe un nou proiect pentru doamnele începătoare. Un mireu care îl putem transforma într-un frumos coșuleț, în suport pentru șervețele sau chiar folosindu-l pentru a pune pe el o căniță de cafea, o farfuriuță, farfurioară, ceea ce dorim noi. Pentru aceasta eu voi folosi același fir roz pe care l-am folosit deja la proiectul anterior, cel în formă de floare, suport pentru căniță. Voi folosi croșetul cu numărul 1 și vom începe lucrarea. Este, așa cum spuneam, un proiect pentru doamnele începătoare. Vă rog să-mi scuzați vocea, sunt din nou răcită. Voi veni cât de jos cu camera, în modul în care dumneavoastră să puteți observa. În cercul magic voi porni cu un număr de 3 ochiuri de lanț. Aceste trei ochiuri de lanț vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi face două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, voi intra în corespondența cercului magic, voi face din nou un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare și vom continua în felul acesta lucrând un număr total de 10 piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. Deci noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am lucrat cele 10 piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. Acum voi face ultimele două ochiuri de lanț, voi închide cercul magic și voi închide acest rând în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș. Voi închide cu fir alunecat, așa cum închidem de obicei. Cu atenție! Firul meu este firul de bumbac. Acum voi continua în corespondența acestui picioruș cu 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține din nou locul unui picioruș dublu. Și voi face apoi 2, 3, 4 ochiuri de lanț de separare. Din nou, firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului picioruș dublu din rândul anterior. Voi face un picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț de separare, 2, 3, 4, din nou firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului picioruș dublu, voi face piciorușul dublu, 4 ochiuri de lanț de separare. În felul acesta lucrăm până la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, am lucrat ultimele 4 ochiuri de lanț de separare, acum voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. În acest moment voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua cu alte 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Deci în acest mod va apărea. După care continuăm cu 3 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș dublu și vom lucra un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, urmate de un nou picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Apoi, 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, intrăm în corespondența următorului picioruș dublu și repetăm.
piciorușul dublu, trei ochiuri de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența piciorușului din rândul anterior, trei ochiuri de lanț de separare și astfel continuăm până la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul acestui rând, am lucrat cele trei ochiuri de lanț, acum voi închide rândul. În cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș 1, 2, 3, cu fir alunecat, așa cum închidem de obicei. Voi intra în corespondența primului spațiu format între cele două piciorușe duble, deci spațiul format din cele trei ochiuri de lanț, voi intra cu fir alunecat și pentru început voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, de două ori firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași spațiu și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu înalt, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, cel de-al patrulea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț de separare și voi continua cu patru piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2, 3, și cel de-al patrulea picioruș dublu înalt. Acum voi lua din nou firul pe croșet de două ori și voi intra în corespondența următorului spațiu format din cele trei ochiuri de lanț. Vedeți spațiul în formă de litera V. Fiți atente să nu intrați în spațiul de separare dintre aceste segmente, deci vom intra în interiorul următorului segment format din cele trei ochiuri de lanț dintre piciorușele duble și vom repeta din nou cele patru piciorușe duble înalte. 3. La mine se aud cocoșii cântând, este foarte devreme dimineața. Sunt patru piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare. Vom continua cu celelalte patru piciorușe duble înalte. În cazul în care vi se pare că nu aveți spațiu suficient, veți putea împinge un pic piciorușele, astfel încât să vă creați spațiul necesar. Avem 2, 3-lea și cel de-al 4-lea picioruș dublu înalt. După care ne vom deplasa în următoarele spații și vom lucra exact această secvență. Deci nu uitați în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț dintre cele două piciorușe duble lucrate în rândul anterior. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat în cel de-al patrulea ochi de lanț din corespondența primului picioruș lucrat la începutul rândului, apoi cu firul alunecat mă voi îndrepta către spațiul format din cele trei ochiuri de lanț de separare. Încet, până când voi ajunge în punctul dorit. Deci am ajuns aici. Acum din nou voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, de două ori firul pe croșet. Voi lucra
cel de-al doilea picioruș dublu înalt, de două ori firul pe croșet, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, de două ori firul pe croșet, cel de-al patrulea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț de separare. Eu sper să se vadă, să nu mă deplasez prea mult din fața camerei și voi continua cu celelalte patru piciorușe duble înalte, exact ceea ce am lucrat în rândul anterior. Deci cel de-al doilea rând va consta în a lucra patru piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț urmate de alte patru piciorușe duble înalte, în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț de separare din rândul anterior. Deci vedeți, am patru piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare, patru piciorușe duble înalte, firul pe croșet și mă voi îndrepta către următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și voi reîncepe totul de la capăt. Deci în felul acesta vom lucra și cel de-al doilea rând, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide rândul în cel de-al patrulea ochi de lanț din corespondența primului picioruș, aici, cu fir alunecat, după care, din nou, cu fir alunecat, mă voi îndrepta către spațiul format de cele trei ochiuri de lanț dintre piciorușele duble, piciorușe duble înalte. Să repetăm în mod corect. Deci am ajuns în corespondența acestui spațiu. Voi face din nou patru ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, firul de două ori pe croșet. Continuăm lucrând primul grup de patru piciorușe duble înalte. 2, 3 și cel de-al patrulea. Voi împinge un pic aceste piciorușe ca să-mi fac spațiu. Trei ochiuri de lanț de separare, după care voi continua cu alte patru piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Foarte interesant să mergi la culcare bine și să te trezești răcit. Așa mi s-a întâmplat mie, sincer vă spun, nu știu, cu acest aer condiționat, cu ventilatoare și cu totul, imediat răcesc. Iarna, pentru că este prea frig, răcesc imediat. Vară, pentru că este prea cald și în sfârșit. Deci am format aceste două grupe de câte patru piciorușe duble înalte, separate de trei ochiuri de lanț. Acum voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț de separare, firul de două ori pe croșet și voi intra în corespondența următorului spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și voi lucra ca de obicei patru piciorușe duble înalte, cel de-al patrulea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, voi continua cu seria a doua de patru piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu, cel de-al patrulea, din nou 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț de separare și vom continua în corespondența fiecărui spațiu cu
cu cele două grupe de câte patru piciorușe duble înalte separate de trei ochiuri de lanț și între aceste segmente cele cinci ochiuri de lanț de separare. Ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide cu fir alunecat în cel de-al patrulea ochi de lanț din corespondența primului picioruș dublu înalt. Deci facem fir alunecat. Apoi cu fir alunecat ne vom îndrepta aici către mijlocul acestui segment, așa cum le numesc eu de obicei, sau raport. Încet, cu atenție, am ajuns aici. În acest moment vom face din nou patru ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. Vom continua pentru a obține totalul de 4 piciorușe duble înalte. Acum vom face 3 ochiuri de lanț de separare și voi continua cu celelalte 4 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Eu sper să vedeți bine ceea ce realizez, pentru că în mod special am ales acest model un pic mai ușor pentru doamnele începătoare. Așa cum știți, cea mai mare parte a tutorialelor sunt adresate dumneavoastră, doamnele începătoare. După ce am realizat și aceste 4 piciorușe duble înalte, voi face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Pe mijlocul celor 5 ochiuri de lanț de separare din rândul anterior, voi face un picioruș scurt, îl vom aranja noi apoi, 5 ochiuri de lanț, din nou, 2, 3, 4, 5, după care firul de două ori pe croșet și vom intra în corespondența următorului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și vom lucra în același mod. 4 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 4 piciorușe duble înalte, 5 ochiuri de lanț pe care le vom închide în spațiu celor 5 ochiuri de lanț din rândul anterior, le vom închide cu picioruș scurt. Vom continua cu alte 5 ochiuri de lanț. Apoi reluăm totul de la capăt. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide rândul în cel de-al patrulea ochi de lanț din corespondența primului picioruș cu fir alunecat, care alunecă greu acum. Așa. Și din nou cu fir alunecat ne vom deplasa în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț. Încet, încet, cu atenție. Am ajuns în corespondența acestui spațiu. Voi porni din nou cu cele 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. Voi continua cu 3 piciorușe duble înalte pentru a obține totalul de 4. Și cel de-al patrulea. Acum voi face 3 ochiuri de lanț de separare, deci această parte se repetă practic, nu se modifică nimic. Și în corespondența aceluiași spațiu voi face alte 4 piciorușe duble înalte. Vă rog să scuzați gălăgia de afară. Între timp s-a făcut zi, chiar dacă am început astă noapte acest tutorial. Este un tutorial foarte muncit, pentru că eu l-am filmat ieri deja, ieri fiind marți. Doream să-l încarc ieri seară,
însă a venit unul dintre copiii bătrânei și a făcut gălăgie exact în momentul în care eu filmam. A trebuit să renunț la întreg tutorialul, iar astăzi am luat-o de la capăt. Voi continua cu 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Voi intra în corespondența primului spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț din rândul anterior. Voi face din nou un picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi intra în corespondența celui de-al doilea spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț din rândul anterior și am făcut un picioruș scurt. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, după care vom continua, așa cum știm, 4 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare. Voi repeta încă o dată această secvență să vă puteți înțelege mai bine. În același spațiu voi face din nou cele 4 piciorușe duble înalte. 1, 2, 3 și cel de-al patrulea, ce avem ca de obicei. Voi continua să fiți atente. Deci vedeți, aici avem două spații de câte 5 ochiuri de lanț. Voi continua lucrând 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Voi face un picioruș scurt în corespondența primului spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț în rândul anterior. 5 ochiuri de lanț din nou, 2, 3, 4, 5, pe care le vom închide cu picioruș scurt în corespondența celui de-al doilea spațiu format din 5 ochiuri de lanț din rândul anterior și voi continua 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, după care firul pe croșet și vom intra în corespondența spațiului. Deci, uitați-vă, așa se prezintă ceea ce obținem în momentul în care lucrăm acest rând. Noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide ca de obicei cu fir alunecat în cel de-al patrulea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. Ceea ce am obținut până acum este aceasta. Eu mă voi opri aici cu această primă parte a tutorialului. Voi continua pentru mâine. Voi filma noaptea aceasta și mâine să pot urca pe platformă partea a doua. În speranța că v-a plăcut ceea ce am realizat până acum, eu vă doresc o zi frumoasă tuturor. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc pentru mesajele frumoase, pentru cuvintele minunate care mă emoționează ori de câte ori le citesc și ne vom reîntâlni cu continuarea acestui minunat tutorial. La revedere!